Și la echipă, la echipă cum e, iată mă, la echipă cum e, adică comparativ cu ceea ce se întâmplă în România, există bani, există investiții, vin jucători din afară. Bine, dacă ești tu și un antrenor român, e clar că vin. Asta voiam să te întreb. Uite, dau un exemplu. Sunt de 5 ani de zile aici și suntem 6 străini la echipă, pe lângă antrenor, 7 cu el. Deci din punctul ăsta de a investi chiar nu e nicio problemă. Oamenii vor să dezvolte, vor să progreseze. Singurul lucru care ne ține pe loc e campionat. Și regulile care sunt aici. N-ai voie să folosești mai mult de 2 străini în același timp. Și cei 2 străini joacă în același timp doar dacă e un under 23 în teren. Dacă nu, un singur străin și 3 maltezi. Deci nu puteți să vă înscrieți și voi în alt campionat, în Italia sau mai știu eu unde. Să știi că au luat la un moment dat în calcul treaba asta. Dar ei tot speră că federația o să facă ceva ca să dezvolte futsalul. E păcat că, uite, am ajuns în Champions League. Exact, și nu... am văzut că pui poze, am văzut că jucați, da, corect. Da. Da, am avut acum, recent, am avut luna trecută grupă, nu luna trecută, în octombrie, am avut grupă aici organizată cu o echipă din Ungaria, Polonia și Suedia. Din păcate am terminat pe locul 3 la egalitate cu echipa din Polonia, cu 4 puncte. Doar că asta e problema, meciurile de pregătire înaintea turneului. Da, da, da. Îți mai aduci aminte primul tău contact cu Malta, cum a fost, adică diferit? Te-a șocat față de ce era la noi sau, eu știu, viața de acolo? Ciudat. Cred că tot m-a... Primul rând, am ajuns foarte cald. Am ajuns în luna august sau iulie la sfârșit. Era o căldură, cred că peste 40 de grade. Am zis, wow! Unde am venit și apoi un pic mentalitatea lor pe vremea aia chiar era foarte diferit. Să zici că acum după 11 ani s-au mai schimbat și ei, dar pe vremea aia era un pic mai greu de schimbat. Cu mâncarea cum stăm acolo? Normal, nu te-ai gândit că e ceva diferit față de altă țară. Rămâi acolo definitiv, adică, sau? Rămâne de văzut ce se va întâmpla după ce voi încheia definitiv cu jucatul. Corect. M-am gândit și la treaba asta să rămân în continuare, dar știi cum e, niciodată nu știi exact ce se va întâmpla. Dar tu, la modul sincer, ai vrea să te întorci în fotbalul românesc și să te apuci de antrenorat? În momentul de față? Când termin, cum zici tu, că vorba ta nu se știe. În momentul de față nu prea văd o opțiune foarte bună de a mă întoarce. Dar acolo nivelul campionatului, cum e, Emil, comparativ cu al nostru, în momentul ăsta, campionatul din Malta? Păi uite, îți dau un exemplu. Echipa noastră s-ar bate lejer la campionat în România. În România. Dar voi sunteți pe primul loc. Celelalte acum. Echipe care sunt. Da, celelalte echipe care sunt în campionat aici, nivel slăbuț. Dar asta tot din cauza banilor. Da. Dar noi mai prindem grupele astea de care tu vorbeai, că ai spus că ați avut grupă de cupă europeană. Noi când câștigăm, deci avem o câștigătoare în România și când ieșim în Europa, nu vorbim la echipa națională, la echipa de club, facem ceva cu echipa de club. Uite, și Galațiu a participat anul ăsta, a avut grupă în Ucraina. Păi a participat, da. Da, dar cred că și la ei problema a fost de un pic de investiție, mai ales că nu trebuiau să participe ei, trebuia să participe echipa din Miercurea Ciuc. Ei au fost campioni anul trecut, doar că s-au retras, iar UEFA au decis să îi bage pe cei din Galați în locul lor. Cred că i-a luat un pic pe nepregătite.
Da, dar din ce știi tu, din ce informații ai, conducerea fotbalului se implică în dezvoltarea futsalului? Sau e trecut așa undeva se la... Se implică, dar... Eu cred că se implică, dar nu la nivelul care a fost înainte. Cred că înainte se implicau mult mai mult. Ușor, ușor, cred că au trecut pe linie... Pe linie să fie acolo. Da. Să zicem. Da. Emil, vin sărbătorile acum. Cum petreceți acolo? Sau vin țară? O să am și eu câteva... Nu ajung în țară. Mai mult din cauza regulilor. Da. N-ajung în țară. Restricțiilor, da. O să am câteva zile libere, de pe 23 până pe 2. Pe 5 ianuarie avem meci în campionat. Tot cu sarmăluțe, nu, cu de-astea? Nu sunt foarte mult. Cu sarmăluțe, cu un șpriț, cu... Dar chiar la voi e repriza 3-a acolo? Un pic românește. Da. Trebuie și puțin românește de sărbători. Corect. E repriza a treia acolo? Adică după meciuri vă strângeți, haide, sau hai să ieșim și noi să... Normal. I-ai învățat la grătare? Astea cred că sunt peste tot. Da, corect. Lumea vine la sală, repet, nu acum în pandemie. Hai să uităm de acești ultimi 2 ani. Adică acolo sportul ăsta cum e văzut? Că la noi, exact cum spui tu și ai spus foarte bine, am început așa puternic, veneau toți prietenii, lumea, hai să vedem ce înseamnă futsalul și după aia ușor, ușor am luat așa. Deși televiziunea a început să transmită, dar pe o pantă descendent așa am luat-o cu... Acolo cum e? Vine lumea? Venea lumea, mă rog. Nu, să știi că vine lumea, mai ales când sunt meciurile de sfârșit, gen semifinale, finală, chiar vine lumea. A fost înainte de pandemie, ultimul campionat care l-am jucat în sala de dinainte, să ne mutăm unde avem acum meciul de campionat, a fost sala arhiplină. La meciul care am avut în finală cu Valeta. Români mulți pe acolo? Chiar sunt destul de mulți români, să știi, chiar sunt. Deci duelul vostru este cu Valeta? Da, ultimii ani a fost numai cu Valeta. Bine, cam ei sunt așa cunoscuți din Malta și la fotbal. Normal. A fost singura echipă care a investit, care a încercat să țină aproape de noi. Da, uite, Emil, ce vreau să te întreb. Fiind acolo, după o carieră, uite, de aproape 20 de ani în futsal, poți trăi... Sau poți să-ți deschizi o afacere sau poți să, după ce te lași, după ce renunți, sau adică cum e? Adică dacă ar vrea cineva să se apuce acum de futsal, uite domne, s-a jucat 20 de ani și ce fac? Din ce trăiesc după aia? Acum depinde ce ai făcut și anii precedenți. Și ce ai făcut cu banii. Sau dacă i-ai cheltuit. Da, corect. Te-ai distrat sau mai știu eu ce. Nu, chiar se poate trăi. Dacă într-adevăr vrei să faci sportul ăsta și ajungi la un nivel destul de bun, chiar se poate trăi liniștit. Da. Dar există școli față de fut? Scuză-mă, spune. Față de a merge la muncă, de exemplu, știi? Da. Da. Dar există școli de futsal sau, spre exemplu, dacă un părinte vrea să-și ducă copilul, uite, domne, hai să-l ducem de mic la futsal, ca să învețe de mic tehnicile alea, tacticile alea sau o chestie de genul. Am început ușor, ușor să facă. E un maltez care are o școală de futsal. Are ceva copii, să știi. Și fac săptămânal antrenamente. Și la noi? Ușor, ușor, cred că or să înceapă și alții. Și aici, la noi, în România? Am impresia că doar Odorhei, dar nu știu, de la Odorhei și Târgu Mureș știu că aveau, dar under 17, cea mai mică grupă. Am înțeles. Dar nu de mic. Adică nu cum ar trebui, cum e în Spania sau Brazilia, la de mici. 7-9 ani să învețe. Da. Ce vrei să... acolo, îi lasă, dar fac în paralel. Da. Ce vrei să-ți aducă moșul? Sănătate. Păi sănătate vrea toată lumea, asta s-a dat, nu mai poți să mai iei.
Trebuie să te gândești. Da, sincer n-am. Să fii, da, corect, să fii ferit de accidentări, că asta își dorește orice sportiv. Deci în plan avem așa, încă o jumătate de an se termine sau când se termine campionatul ăsta, plus încă un an. Așa. Minimum. Cam așa ceva, da. Încă un an jumate să pot să duc până la capăt. Da. Am înțeles. Deci să ajungem acolo. Și după aia mai vedem, exact cum zici tu, că nu se știe ce. Deci trebuie să te mai urmărim încă vreun an și jumătate. Bine, ne mai auzim până atunci. Și să ne auzim după un an și jumătate să vedem ce se întâmplă. Adică dacă mai rămâi sau dacă te apuci de antrenorat. Dar spre exemplu, înainte să încheiem, Emil, scheme sau câteva tactici de la fotbal în sală se pot aplica la fotbalul mare? Normal? Să știi că sunt deja aplicate la teren mare. Păi îți dau un exemplu, loviturile de colț, când, de corne, când toți primii de la prima bară fac blocaj și vine ultimul să tragă. Uh-huh. Dacă mai știi că au fost multe da, cornere da, de da. Genul ăsta, de primii jucători veneau, blocau apărătorii și venea ultimul să tragă. Da. Majoritatea schemelor sunt luate din fotbalul din sală sau, nu știu, de la basket. Sau mai știu, că și noi am luat de la basket anumite lucruri. Ce tare, da. Emil, blocaje, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Am rezistat o repriză de fotbal pe teren mare, 45 de minute. Noi, că tu reziști. În primul rând, sănătate, să ai sărbători fericite tu și familia. Să ne mai vedem prin cartier când o mai putea, când mai poți mulțumesc veni, mai veni încoace. Doamne ajută! Și să te vedem și la anul, cum ai spus tu, minimum. Și după aia o mai vedea după 38 și un pic. Vă mulțumesc frumos, o emisiune plăcută în continuare și sărbători cât mai frumoase. Să rămână, mii de mulțumiri. Cu siguranță ne vedem când vin acasă, o să ne vedem cu siguranță. Mulțumim mult de tot încă o dată, Emil, toate cele bune, numai bine. Silviu, mulțumim și ție. Dragi prieteni, noi ne vedem mâine, atenție, cu ceva frumos, tot la 10:30 de minute. Stați aproape de noi, stați pe as.ro și stați pe as.live. Toate cele bune, la revedere! Stai, nu închide! Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!